Bună, drăguților! Bună, sufletele mele frumoase! Facem astăzi o etalare într-o singură variantă legată de tine, de dragostea ta, de ce vrei tu, de persoana dragă ție. Vedem ce o să iasă. Și am adus aici pentru tine acest pachet de Lenormand. Bine, am mai multe pachetele înăuntru, dar luăm doar Lenormandul. Și acest pachet de cărți. Ambele cărticele sunt frumoase, nu o facem în două variante, o facem într-o singură variantă, dar cumva așa prelungită. Încercăm să scoatem mesaje și din Lenormand și din Tarot. Vai, șamar! Nu știu, vedem ce iese, da? Cu bâlbâiala asta mea. Ia să vedem. Cine nu vorbește, cu cine nu vorbește aici. Un mesaj frumos, un mesaj, uite ce a sărit din cărți. Un mesaj legat despre cineva care se căsătorește sau despre un nou contract. Poate că primești un nou contract, poate că cineva are nevoie de mesajul ăsta. Aici poate fi vorba despre o căsătorie sau poate fi vorba despre un nou contract, o dorință împlinită. În sfârșit, știi? Pentru că aici l-avem pe genii care iese din această lampă, da? Împlinindu-ți o dorință. Mai poate fi aici vorba și despre o cerere în căsătorie pentru unele dintre voi, doamnelor, domnișoarelor. Dacă vă place și vă doriți acest lucru, acum nu știu care e dorința voastră, cea mai arzătoare, da? S-ar putea. Bun, o să te caut pe tine și o să-l caut pe el. Unde este el? Unde este? Voi doi, față în față. Nu m-am uitat ce cărți aveți pe lângă voi, pentru că oricum o să extragem cărțile. Cartea dintre voi doi, cheia, cartea voastră. Vedem ce stă aici între voi doi. E dragoste? Se opune cineva? E un obstacol? Ce e acolo între voi? Cine este el, cine este ea, adică respectiv tu, energia dintre voi doi și un pic mai târziu, între voi doi acum în prezent și un pic mai târziu, sau evenimente, eventual. El mai are în viața lui pe cineva, nu e singur, el mai este cu cineva, mai există o energie în preajma lui, eventual o energie feminină sau o persoană, nu neapărat, pentru că în setul ăsta am două perechi, deci s-ar putea aici să fie, nu știu, o situație care îl încurcă, de care el se teme. El este așa ca un șoarece în fața unui șarpe, da? Nu știu ce-i cu mine astăzi, tot aiurea vorbesc. Ca un șoarece în fața unui șarpe, se teme de persoana asta. Este super teamă. Nu știu de cine se teme. Poate fi cineva care se opune relației voastre. Poate fi, de exemplu, dacă tu ești căsătorită, poate fi soțul tău, logică, este frică de el. Da? E o teamă aici. Poate fi mama lui, care îl vrea lângă ea și singur sau oricine, nu știu, este o situație. În unele cazuri, da, este posibil aici să fie o altă energie feminină de care el se cam teme atunci când vine vorba să vorbească cu tine, să îți scrie, să se întâlnească cu tine. E normal, nu? Dacă el este într-o altă relație. Ok, la tine, ce apare? Văd întâlniri, apar aici niște întâlniri în exterior, în afară, ieșiri, mai pot fi că ieși cu prietenii, ieși cu cineva, ieși undeva, nu știu, în oraș, este o ieșire. Sau îți place așa să ieși, ești genul de persoană care îți petrești destul de mult timp, ori înconjurată de foarte mulți oameni, văd aici, sau înconjurată de copii, sau undeva în afară, grădinița mai poate fi aici, școală, parcuri de distracții, copii. Ok. Energia dintre voi doi. Vă cunoașteți la locul de muncă, este mai în vârstă decât tine, posibil și asta, așa ca prim impact asupra cărților, cam asta am văzut. Te ajută din punct de vedere financiar pentru alții dintre voi, poate că această persoană, da, îți mai face așa cât un favor din când în când.
Dar în mare văd aici între voi doi o relație de lungă durată, o relație care ar putea să dureze destul de mult. Unul dintre voi, sau poate chiar ambii, foarte bine îmbrăcați, persoane foarte elegante, persoane care arată bine, sau, în alte cazuri, aveți o vârstă amândoi, maturi din toate punctele de vedere. Și mai poate fi aici o afacere împreună, un job împreună, pe care îl faceți împreună. Mai târziu, între voi doi, mai târziu apare o bucurie aici, un copil. Un copil care va aduce o mare, mare bucurie. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie rodul iubirii voastre. Pentru alții dintre voi este pur și simplu un nou început. Sau un copil care va aduce o mare, mare bucurie, o fetiță în special. Ok, între voi doi, biciul, conflicte în perioada asta, acuzații. Acuzații probabil de toate felurile sau conflicte, neînțelegeri. Biciul cam asta face, aduce neînțelegeri, aduce pedepse, aduce turnul la locul de muncă, în legătură cu o instituție, cu divorțul unuia dintre voi, dacă există așa ceva. Biciul și turnul. Biciul și turnul mă duce cu gândul la niște conflicte legate de izolare, legate de... Mă gândesc un pic și la tine, pentru că tu văd că petreci destul de mult timp în exterior și apar aici niște conflicte legate de așa zisa închisoare. Te simți închisă, te simți lipsită de libertate, poate. Poate că ai nevoie de această ieșire, ai nevoie să întâlnești acest om dacă nu l-ai întâlnit încă. Vrei să evadezi? Aici o avem pe Rapunzel, da, care își întinde părul în dorința de a fi salvată, știi? Poate că tu îți dorești să fii salvată, îți dorești să ieși din rutină, îți dorești să ieși din ceea ce se întâmplă zi de zi. În alte cazuri, poate fi aici și un conflict la locul de muncă bazat pe faptul că voi doi aveți o relație acolo. Și asta este posibil. Sunt multe posibilități, multe, nu știu pe care să merg. Dar în mare, văd că între tine și el, da, există un oarecare conflict, există un obstacol și totuși se muncește încă la această legătură, la această relație. Încă se lucrează, încă este în curs de desfășurare. Ok, hai să vedem ce simte el pentru tine, ce simți tu pentru el. Simte el pentru tine, ce simți tu pentru el, tu și el. El este așa cumva indecis, este foarte indecis, nu știe ce să facă, are de ales între tine și o altă energie, are de ales între tine și o altă persoană, tu consideri că el este totuși cheia sau el are cheia de la sufletul tău, de la inima ta, el este soluția problemelor tale, sentimentale, poate mă gândesc, sau în alte cazuri financiare. Da, este o cheie. Cheia asta înseamnă un răspuns, o soluție. Da. El deschide ceva. Ce deschide în inima ta? Ți-a deschis sufletul, ți-a deschis inima, tu te-ai deschis în fața lui. El de ce este atât de indecis? Care-i treaba aici? Stelele. Relații online. Probabil că tu nu știi de existența celeilalte sau și dacă știi, nu știu cât... conștientizezi tu faptul că el este foarte confuz și că are de ales între tine și cealaltă și nu știe pe care să o aleagă. El pentru tine, munții, el ar fi o soluție pentru tine sau ți-a deschis el ție sufletul aici, dar o relație grea, cu obstacole, foarte grea, parcă a venit așa cumva pe karmă, pe soartă, pe karmă, dar totuși vine cu greutăți, vine cu obstacole, vine cu luptă, multă, munții, cam asta arată, da, greutăți, e ca și cum tu ești încălțat așa cu o pereche de sândăluțe finuțe și începi să urci pe munte și munții ăștia sunt cam goi, da, munții ăștia sunt cam goi și parcă plini așa cu zăpadă și e destul de greu, știi, greu. Ok, între voi doi, uite măi, ce se întâmplă aici? Casa. Lucru și casă. Acum, în unele cazuri, poate că nu vorbim despre relații clandestine, despre relații în care există, da, o altă energie feminină, cum că el ar fi căsătorit sau chestii de genul ăsta. Nu.
Poate vorbim despre relații în care rutina a luat locul iubirii, a luat locul pasiunii, a luat locul a tot ce exista între voi doi și vă împărțiți așa cumva între casă, job și ceartă. Casă, job, ceartă. Știi? Ceva în genul ăsta. Adică când ești la muncă, te sună, vă certați și la telefon, când vine acasă la fel, situația e neschimbată. Mai poate fi și treaba asta, știi? Nu mai e liniște din cauza lui, el nu are liniște din cauza ta. Complicată treaba aici. Poate fi și situația asta. Luna. Luna. Și în cărțile astea vezi tu, pentru că aici sunt povești. În fiecare carte este ilustrată o poveste. Aici avem cenușăreasa. Cenușăreasa care vrea să meargă la petrecere, care își întâlnește prințul pentru prima dată. Între voi doi, nevoia aceea de a trăi ceva nou, de a trăi ceva frumos, de a ieși din rutină, de a ieși din... de a trăi ceva magic, știi? Aveți grijă la iluzii, totuși, pentru că sunt niște iluzii aici, totuși, între voi doi. Oricând lucrurile se pot transforma, da, și fiecare ajungeți iarăși în situația în care ați fost. Adică e posibil aici să vă iluzionați în legătură cu această energie feminină sau masculină, nu contează, da, este posibil, cu persoana de care tu întrebi, ca la un moment dat să-ți dai seama că, de fapt, lucrurile nu sunt chiar atât de frumoase. Vezi tu că, na, cenușăreasa se duce către bal și ce se întâmplă? E totul contra timp, totul are o limită, totul are un timp aici. Cumva să nu-ți fi proiectat în mintea ta, știi, că el este prințul din povești și el te vede pe tine prințesă. Sau poate că aveți nevoie de treaba asta, pentru că atunci când intervine rutina, în cazul în care sunteți într-o relație, da, și intervine rutina și plictisul emoțional și bla bla bla, atunci este nevoie de un pic de magie, este nevoie de ceva acolo, să reaprindă, să-ți stârnească, să, știi, ca lucrurile să meargă, să funcționeze, să-ți dorești să rămâi în legătură cu această persoană, în relație, într-o relație de cuplu. Pentru că atunci când nu mai există toate astea, nu contează ce aveți împreună, nu contează că aveți o afacere împreună sau că aveți o casă împreună. Deja când există, se instalează cumva rutina, se instalează și nu neliniștea, că nu e neliniște, este așa un fel de reproș că nu mai simți ce ai simțit și el nu mai e cine era și nici tu nu mai ești cine erai și tot așa, știi? Și, da. Da, inelul, ia uite, relație în care voi doi sunteți împreună. Acum ai văzut când am început etalarea, ce mi-a căzut? Că, vezi, Doamne, tu, sau unul dintre voi, cred că tu, ți-ai dorit foarte mult această legătură, ți-ai dorit foarte mult acest contract, acest bărbat, această femeie, dacă ești bărbat. Da? Iar acum lucrurile au început să se deterioreze. Poate că unul a evoluat un pic mai mult, iar celălalt a rămas în urmă. Poate că, din punct de vedere profesional, unul dintre voi a evoluat mai mult. Și atunci, da, cerințele sunt mai mari. Atunci, dacă unul a rămas în urmă, celălalt îl consideră pe cel care a rămas în urmă oarecum plictisitor, știi? Că nu se mai ridică la așteptări. Ce văd aici? Văd o vacanță pe care voi o veți petrece împreună. O vacanță care vă va aduce multă bucurie. Luna nouă ar putea să fie aici, dar nu neapărat. 13, 3 și 9 văd ca și numere. O vacanță. Și asta va aduce vouă bucurie. Ideea este că nu a ieșit inima, da? Nu a ieșit dragostea dintre voi pe masă. A ieșit relație stabilă pentru unii dintre voi. Pentru alții e posibil, da, să fie o relație clandestină, dar mai mult simt aici relație stabilă. Nu știu de ce. Relația aceea în care lucrurile nu mai funcționează așa cum au funcționat. Bun, eu o să strâng cărticelele și rămân tot la varianta aceasta, deci nu mă abate la subiect. Tot voi doi, tot aici față în față. Și încercăm să vedem ce spune tarotul. Ia să vedem voi doi. Voi doi amândoi. Voi doi amândoi, cum sunteți voi?
ce are el pe suflet, ce ar vrea să spună și nu spune, ce ai tu pe suflet. Ce avem aici? Un 8 de monede, multă muncă. 8 de monede. Relație care continuă datorită faptului că există copii, există nepoți, că aveți poate o vârstă, amândoi sau ceva în genul ăsta, știi? Pentru că aici apare o bunicuță care are grijă de nepoți. Foarte multă muncă și ajută, îi educă, le arată calea în viață. Este posibil, dacă această relație să continue, tocmai datorită faptului că parcă amândoi aveți, da, sau asta ar fi soluția, într-un fel sau altul. Sau ăsta e adevărul dintre voi doi. Că, deși lucrurile au stagnat, totuși există o casă aici, există lucruri pe care voi doi le-ați făcut împreună, vestui o casă aici undeva în fundal, ați reușit să treceți peste tot ce a fost mai greu de-a lungul timpului, ați ajuns la niște rezultate foarte frumoase și acum ar fi păcat, știi, să se strice totul. Deși între voi doi parcă energia e un pic cam bizară, așa, nu prea vă mai înțelegeți. Hai să vedem ce are el în suflet aici. Oleo, ce vrea el, un nou început. E nebunul din tarot. I s-a pus pata rău de tot. Vrea să plece în călătoria vieții lui, vrea să-și trăiască viața, vrea să se aventureze. Asta are în suflet. Se gândește aici că asta i-ar aduce pacea și liniștea, că i-ar aduce un echilibru. În alte cazuri poate fi vorba despre o energie feminină aici, dar în puține dintre cazuri, da? Care îl atrage așa ca un magnet prin faptul că este foarte liniștită, că este așa genul acela de persoană care e mieroasă în vorbe și dulce și știi ceva de genul ăsta și pe el îl atrage, logic. Dar cel mai mult simt că el ar vrea să plece, nu neapărat, deci astea sunt pentru puține cazuri. Cel mai mult ar vrea să plece să-și găsească calea, să-și găsească liniștea și pacea sufletească, unde o fi aia, nu știu. Da, vrea să caute tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, știi? Tu. Șasele de monede și doiul de monede. Uite cum te împarți tu aici între cei din jurul tău. Tu împarți bucurie, împarți binecuvântare, tu ai grijă de ceilalți, ai grijă de casa ta, de familia ta, ai grijă de cei din jurul tău, ai animăluțele tale, nu le poți lăsa în urmă și să pleci. Uite, tu ești înconjurat aici de animăluțe pe care trebuie să le hrănești. Poate chiar ai persoane adulte în jurul tău care au nevoie de tine și copii de asemenea. Da, pe tine te văd extrem de responsabilă, da? Pe când pe el, de data asta, îl văd așa nechipsuit, un aventurier și vrea să plece în lume. Nu neapărat că, nu știu, așa vrea el, vrea să simte că e în criza aia vârstei, când, știi, când te apucă toate cele și consider că rutina te omoară, te distruge, te pune la pământ și atunci tu încerci să-ți dai seama, să te, nu știu, evaluezi, să vezi dacă mai ești în stare să mai faci ce ai făcut în tinerețe, da? Ia uite. Sau și dacă sunteți foarte tineri, el caută aventură, e genul de om care caută aventură, caută liniștea pentru el, e cu totul altceva decât liniștea ta. Cavalerul de spade. Pleacă în lume, se duce, nu știu, vrea să-și caute destinul, să-și caute calea, asta are în suflet. Îl îndeamnă, așa îl împinge, are o furie acolo interioară pe care vrea să-și o calmeze și crede că nu și-o poate calma decât în exterior, decât dacă începe să se aventureze cumva, să lase în urmă ce a clădit, ce a făcut până acum. Munții ăia pe care eu i-am văzut un pic mai devreme, el vrea să îi exploreze, știi? Da, vrea să îi exploreze. Uite, lasă în urmă o carte și dacă sunteți tineri sau dacă el este foarte tânăr, abandonează ceva studii, văd aici, pentru a se aventura în altceva, știi? Văd un abandon. Ok, tu ești pașnică, stabilă, îți plac animăluțele, îți place familia, poate că ai așa energia împărătesei, înconjurată de copii, înconjurată de natură, înconjurată de ce ți-e drag.
toate aceste lucruri și vezi 6 monede cu cele 2 monede de aici, 8 de monede, aici iarăși 8 de monede, deci 8 ăsta de monede e cartea ta. Poate că tu ești o persoană foarte sârguncioasă, serioasă, îți place să muncești, îți place să faci totul fără să riști, îți place să dormi bine noaptea, știi? Adică ești așa persoana aceea care se duce la lucru, vine de la lucru, nu riscă nimic, își plătește taxele, e foarte corectă și cu toți și cu toate, știi? Genul acela de persoană, care iubește copiii, care iubește animalele. Pe când el are cu totul o altă energie. Uite, mă blochează un pic. Are cu totul o altă energie. Nu, el este altceva. El are energia săbilor, are energia aceea de a merge, de a se mișca, cum se mișcă aerul, tu e stabilă, ca un pământ. Văd aici legături, da, între marcaje puternice, nu știu pe ce exact, da, nu știu pe... Da, poate fi zodie, poate fi soare, poate fi lună, poate fi ascendent. Unul în pământ, zodie de pământ și unul aer. Aer și pământ văd aici. Da, unul foarte stabil, altul foarte mișcător, cum e aerul. Foarte mișcător, nu poate sta locului, nu se simte bine să stea locului. Tu așa te simți, că ești stabilă. El, ia uite-l, optul de cupe, s-a făcut de ducă. Ei s-a făcut de ducă și se duce, știi? Dacă asta vrea. N-ai ce să-l oprești, n-ai cum să-l oprești. Poate că de când a fost eclipsa l-a apucat așa. Poate că atunci s-a produs o transformare în mintea lui, în gândurile lui. Nu știu. Ceva în genul mi-arată aici. Poate că în perioada aceea i s-a aprins așa o idee de a merge în lume. De a se aventura. Pentru tine, ia uite, iarăși casa, tot mi-arată casa, vezi tu, unde ești tu este și casa, tu ești acasă, ți-e-ți place acasă. Asul de bâte, tu pui pasiune în tot ceea ce faci, tot ceea ce este în jurul tău, tu pui pasiune în jurul casei tale. Tu ești o persoană foarte stabilă, ție-ți place stabilitatea, nu-ți place aventura, poate că nu-ți place să mergi, să te aventurezi, să încerci lucruri noi, atât timp cât tu ai tot ce este necesar în jurul casei tale și consideri tu că acolo este bucuria ta, acolo este tot ce-ți dorești tu. Patru de spade, ai nevoie de odihnă, vezi? Ești obosită, ești destul de obosită cu ceea ce faci deja, nu ai nevoie de mai mult de atât. Ești te vă pe tine, dormind, cumva cu o pisicuță lângă tine, uite ce frumos. Asta te liniștește, asta ți-aduce ție bucurie, ți-aduce ție vindecare. Nici de cum să umbli pe munți, știi? Poate că nu ești genul. Nu ești genul de persoană care să se aventureze așa. Și aici, între voi doi, un pic mai târziu, apare un blocaj. Apare un blocaj, o indecizie. Vreau să clarific. Asul de spade și zecele de spade. Totul pleacă de la acest adevăr. Totul pleacă de la... Deci, cumva, situația asta poate duce chiar la o încheiere. Poate duce la o ruptură, la o încheiere. Mai văd și probleme de sănătate ale cuiva aici. Adică, adevărul să fie că... Nu că nu ți-ar plăcea și ție să pleci așa într-o aventură, dar sunt alte lucruri care te împiedică. Mai văd aici o trădare între voi doi. Poate că la un moment dat tu te vei simți trădată de această persoană care te-a părăsit, care a ieșit din viața ta să-și caute nu știu ce cai verzi pe pereți. Posibil și asta. S-au agitat aici un pic cărțile. Te-ai agitat un pic. Ce mai văd? Pajul de spade. Tu ești cu pajul de spade, tu încă îl urmărești pe el. Poate că în anumite cazuri el a plecat deja. A făcut deja pasul ăsta, știi? Și tu încă mai ești curioasă să mai vezi. Deși știi bine că lucrurile s-au terminat definitiv între voi doi, tu încă ai curiozitatea asta să vezi ce mai face, cum mai este, cum îi mai este. Poate că încă nu te-ai liniștit, pentru că aici avem... avem 14 săbii, da, cumva. Cele 14 săbii mă duc cu gândul la temperanță care este aici. Te gândești dacă el este liniștit, dacă și-a găsit liniștea, dacă a găsit ceea ce și-a dorit, ceea ce a căutat.
Sau 12 săbi, că mai pot fi și 12, uite, dacă le... Ai vrea să vezi situația și din punctul lui de vedere, ai vrea să vezi lucrurile așa cum le vede el, dar ți este foarte, foarte greu. Ce situație complicată aici între voi doi? Da, nu este compatibilitate, știi? Fiecare vrea altceva. El vrea aventură, tu vrei stabilitate. Tu te simți bine alături de familie, de casa ta, de cei dragi ție, el se simte bine dacă umblă nebun prin lume, știi? Și atunci, da, ce să faci? Asta este. Hai să mai vedem. La el punem o carte. Mai simte omul ăsta ceva pentru tine? Aventurierul ăsta, persoana asta care plecată în lume, separare. Iată, spini, separare, tristețe. Este dor de tine, un pic așa văd aici că este dor de tine, se mai gândește din când în când la tine, nu știe în ce direcție o ia, încotro o ia. Așa e, când vreau să spun multe deodată, mă încurc. Trist așa, amărăciune, știi, cumva. Nu cred că, dacă a plecat deja, nu cred că a descoperit America așa cum și-a imaginat. Da, la tine. La tine te văd credincioasă, văd că tu ai credință, că dragostea este mai puternică decât orice și că... Da. Probabil că se va întoarce. Tu vrei ca el să se întoarcă. Îți dorești ca el să se întoarcă. El, ce vrea el? El... ar vrea să se întoarcă. Se gândește că se întoarce, dar nu știe când. Nu știe dacă se va întoarce, când se va întoarce. Da, și tu încă ai dragostea asta necondiționată pentru el. Încă există. Ce să zic, măi, oameni buni, cam asta e treaba. Diferențe destul de mari între tine și această ființă. N-are rost să mai continui. Da, cam asta văd. Zodie de aer, zodie de pământ, nu văd foc deloc. Ba da, foarte puțin. Tu ai un pic de foc în tine, așa, un pic. Dar el e așa, du-te. Călător în lume. Săgetător, așa ca și zodii, ce am văzut eu pe aici. Săgetător, deși săgetătorul este de foc, poate și el are ceva de foc în el. Mai vezi, măi, cam atât? Numai săgetător? Cred că da. Da, că nu mai văd altceva. Singur arcană majoră. Da, e temperanța, nu mai văd altceva. Bun. Dar așa ca și energia cărților, v-am spus, pământ și aer. Taur, fecioară, capricorn, gemeni, balanță, vărsător. Bun, dragilor, v-am pupat, aveți grijă de voi. Numai bine, ceau, ceau, ceau!